Avem o problemă spinoasă în această dimineață pe care vrem să o rezolvăm sau măcar să mărim gradul de conștientizare asupra ei. Specialiștii spun că aplicațiile tip TikTok sau YouTube Shorts afectează creierul copiilor și vrem să aflăm în primul rând de ce se întâmplă acest lucru. Iar în ajutor ne vine, bineînțeles, prietena noastră dragă, Lorena Diaconescu, psiholog. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, bun găsit! Ai un tonus foarte, foarte bun și de invidiat în dimineața asta. Vai, mulțumesc! Care este hormonul care ar trebui să predomine în acest context? Al fericirii? Bineînțeles că e vorba de fericire și bineînțeles că n-ar trebui să scăpăm din vedere niciun tip de hormon, mai ales cel care echilibrează starea noastră și anume serotonina, da, este responsabil de starea noastră de bine. Dar pentru că vorbim despre TikTok și despre celelalte aplicații care produc o stare de plăcere, ar trebui să înțelegem că tot ceea ce vine către noi și tot ceea ce reprezintă factor la care suntem expuși ne modelează și ne produce niște reacții. De asta ne punem întrebarea cât de mult sunt afectați copiii atunci când folosesc în exces aceste aplicații. Ei bine, așa cum am spus, tot ce folosim ne modelează. Pentru copil este căutarea plăcerii, așa cum și noi avem câte o activitate care ne produce plăcere, citim sau vedem un film și ne gândim ce ar fi să mai văd încă un episod, sigur, dacă am posibilitatea. Așa? Pentru că vrem să continuăm să ne bucurăm de acel lucru. E, pentru copil însă nu există acea frână, da? Acea echilibrare la un moment dat, dom'le, e prea mult, ar trebui să mă opresc. Este căutarea continuă a plăcerii. Numai că în cazul aplicațiilor de tip TikTok, totul funcționează ca un drog. Deci mă bucur de o anumită cantitate de plăcere, după care continui să caut această plăcere și evident că este nevoie de și mai mult, și mai mult, și mai mult, fără să-mi dau seama că la un moment dat s-a ajuns la un platou și plăcerea nu mai poate crește. De aici vedem că apare irascibilitate, enervare, copilul nu mai are deloc răbdare, nu mai are toleranță la frustrare și ne punem întrebarea ce ar trebui să facem ca să echilibrăm lucrurile. Numai că de obicei părinții își pun întrebarea când este un pic cam târziu. Adică este greu să repari, mai bine să previi, să găsim metodele prin care să prevenim să se ajungă la această situație. Care este efectul pe care îl resimt copiii pe termen lung dacă se propagă acest comportament în timp? Am putea să facem o comparație între generații și n-aș propune să facem comparație între generația de acum 20 de ani și cea de acum, ci să ne referim la copii cu care, de exemplu, eu am lucrat în urmă cu 7-8 ani și când se punea foarte adesea problema că ei nu mai citesc, nu le mai place să stea să citească deloc și atunci ne-am pus întrebarea cum să-i stimulăm pe copii să citească. Și în acele întâlniri de dezvoltare personală, cu ajutorul unor tehnici de teatru, încercam să îi determin să citească din cărțile pe care le aveau pentru BAC, de exemplu. Și trebuia să punem în scenă cumva, să facem o scenetă cu un anumit capitol sau cu o anumită scenă dintr-o carte sau dintr-un roman. Iar ei, pentru chestia asta, trebuiau să citească. Misiunea lor era să schimbe cumva finalul și atunci era clar că trebuiau să se informeze, să citească, dar fiind vorba de un joc și de plăcerea de a căuta niște soluții și de a-și pune creativitatea la muncă, era chiar o plăcere să citească și au descoperit că de fapt pot citi acele romane pe care le consideraseră inatractive sau neinteresante. Da? Deci s-a putut cumva să-i stimulăm să citească. Acum însă, vedem că nu mai există această răbdare. Printre metodele folosite atunci a fost și recomandarea de a vedea acele filme care s-au realizat după anumite opere și care chiar au fost la vremea respectivă și chiar și acum sunt niște filme de apreciat românești, nu? Au căutat pe YouTube, s-au uitat, au vizionat, s-au distrat foarte tare și au încercat chiar să imite cumva din personajele respective și chiar interpretarea aceea a fost de inspirație pentru ei. Acum însă, nici pe YouTube nu mai au răbdare să vadă multe lucruri care sunt de durată un pic mai îndelungată. E, aici este diferența între filmele de lungă durată pe care înainte copiii aveau răbdare să le vizioneze și cele de pe TikTok, unde totul durează maximum 3 minute. Da? Și de multe ori interesul scade. Ce se întâmplă de fapt? Este intoleranța la frustrare, lipsa de răbdare. Deci copilul nu mai are răbdare să vadă foarte mult și are nevoie ca recompensa sau plăcerea să apară imediat.
drept pentru care prefer aceste filmulețe de foarte scurtă durată. Uite, mi s-a întâmplat și mie, de exemplu, să constat că prefer un serial în detrimentul unui film, pentru că am eu așa o impresie că un episod durează 30-40 de minute, dar uitându-mă la 2-3 episoade ajung la durata unui film. Doar că într-un serial, fiind acțiunea derulată mult mai repede, cumva am căzut și eu în aceeași capcană. N-am ajuns totuși la filmulețe de TikTok, deși și acolo, la un moment dat, mă uitam și mi-am dat seama că a trecut o oră pe nesimțit, efectiv. Da, este această căutare a plăcerii, dar în același timp, noi, adulții, avem cumva tendința de a ne seta niște așteptări de la început, adică vreau să văd un film, simt că nu o să am răbdare să stau 2 ore, dar dacă o să văd un episod sau poate 2 dintr-un serial, o să știu exact dacă vreau mai departe să mă mai uit sau nu. Și de obicei cădem în acea capcană în care începem să vedem episod după episod, pentru că suntem cumva captați de poveste și nu ne dăm seama că de fapt încercăm să perpetuăm plăcerea. Ce pot să fac părinții în acest context al aplicațiilor gen TikTok? Mă uitam, am o nepoțică superbă, are 2 ani. Mulțumesc. Aproape 2 ani, mai are puțin, pe 13 aprilie face 2 ani și părinții au crescut o exemplară. Îmi place tare mult de e prezentă, e minunată, îmi zice Georgia cu toată gurița, pronunță R, adică este spectaculoasă. Cu toate astea, când s-a deschis televizorul, deși ea nu are voie să stea la televizor, nu știu, poate 10-20 de minute pe zi maximum, a fost atât de canalizat asupra ecranului, puteai să treci prin fața ei, atenția era tot acolo, vorbeai cu ea, nu te mai auzea. Ce se întâmplă cu copiii și ecranele? De ce au această căutare asiduă asupra... Sunt captați, intră ca într-o stare de hipnoză cumva. De asta e important să știm că undeva până la 2 ani nu este recomandat să-i lăsăm în fața ecranelor, chiar dacă de multe ori părinții apelează la filmulețe de desene animate sau știu eu ce clipuri nostime ca să-i determine să mănânce, să le distragă atenția. Și așa cum am mai spus, nu este deloc o metodă bună, pentru că atunci copilul, în loc să își creeze o relație cu mâncarea, să învețe să-și experimenteze niște gusturi, să-și modeleze chiar niște gusturi, el intră cumva într-un soi de transă și cu ochii în televizor sau în calculator, mănâncă fără să își dea seama de fapt de ceea ce consumă și fără să se obișnuiască cumva cu alimentele. Este un mâncat cumva mecanic, care îl afectează pe termen lung, pentru că o să ne punem întrebarea mai târziu de ce apar tulburările alimentare, da? Sau de comportament alimentar, că se ajunge la tot felul de astfel de probleme. Nu, n-ar trebui să lăsăm copiii până în 2 ani să stea în fața televizoarelor. Atunci când vrem să-i obișnuim să se uite la desene animate, să le punem un cântecel sau ceva, ar trebui împreună cu ei să privim aceste lucruri și să le arătăm că totul are un sens. Chiar și atunci când părintele vine de la serviciu și vrea să trimită un e-mail, când copilul a mai crescut, trebuie să-i arate: uite, acum intrăm pe telefon sau deschidem laptopul ca să trimitem un mail. Dar nu stăm mai mult, facem exact ceea ce avem de făcut. În felul acesta, copilul înțelege că toate lucrurile astea trebuie făcute cu sens. Și chiar și atunci când vrem să ne uităm la un film de plăcere, trebuie să știm că acel film durează 15 minute sau 10 minute. Atât. După care facem altceva. Sigur că la început, copilul dorind să se bucure mai departe de încă un episod sau de încă un filmuleț, s-ar putea să plângă, să se enerveze, să se manifeste. Trebuie să învățăm că trebuie să tolerăm aceste momente și să lăsăm copilul să se obișnuiască și cu frustrarea, pentru ca nouă, adulților, să ne fie mai ușor mai târziu, iar pentru copil să fie o dezvoltare sănătoasă și armonioasă. Pentru că oricum, cândva, la un moment dat în viață, în afara casei, o să se lovească de un nu. Și atunci va trebui să știe cum să-l gestioneze. Mai poate un părinte care merge la muncă și își lasă copilul o bucată din zi singur să mai cenzureze astfel de comportamente? Uite, eu țin minte că mama, deși stătea cu noi acasă, aveam un magazin la parter de bloc și mai ieșea să mai primească marfă, să vorbească cu furnizorii. Și noi, eu și fratele meu, cum prindeam momentul, dădeam drumul la televizor și ne uita Dumnezeu în fața lui, adică nu mai aveai dialog cu noi. Și atunci mă gândesc cum ai mai putea să negociezi cu un copil în contextul ăsta. Cumva, sigur, copiii au tendința asta de a încălca regulile, dar este foarte important să existe reguli de la care să nu ne abatem și să noi, adulții, să îi învățăm pe copii că aceste reguli au un sens și ele trebuie respectate.
uneori avem tendința să ne bucurăm de niște lucruri și atunci spunem, hai, astăzi nu o să mai stăm la televizor până la 10, o să stăm până la 12 noaptea pentru că am avut nu știu ce bucurie peste zi și simt nevoia să spargem regulile și să facem ce avem chef ca să ne bucurăm. Numai că nu e chiar așa. Nu în funcție de dispoziția noastră trebuie să renunțăm la reguli, pentru că atunci copilul nu mai învață că trebuie să existe o limită în toate. Putem să facem un rabat de la regulă pentru că este Crăciunul sau pentru că este Revelionul sau pentru că e un moment important, dar nu atunci când avem chef sau pentru că am avut o bucurie la serviciu sau peste zi, trebuie să ieșim din tipare. Nu. Regulile sunt făcute ca să fie respectate și, în general, de toți membrii familiei. Nu putem să facem reguli numai pentru o parte din cei din casă. Dacă stabilim că trebuie să vorbim frumos, pe toată lumea trebuie să vorbească frumos. Nu există ca adultul să scape o înjurătură că s-a înfuriat și n-a mai putut să se controleze, iar copiii nu au voie. Nu, regula este pentru toată lumea. Știi că în momentul în care mama reintra în casă, în sufragerie, noi închideam televizor, adică eu auzeam pași, eram atât de abili încât eram cu urechile ciulite, cumva aveam o atenție distributivă și când mama punea mâna pe clanță, noi imediat opream televizorul și ne prefăceam că ne jucam între noi. Copiii au și această abilitate de a se strecura printre reguli. Da, numai că o fac cumva fără știrea părinților sau dorind ca părinții să nu afle. Dar cu toate astea, părintele nu își încalcă cuvântul. Dacă el spune că regulile sunt acestea, apoi vor fi respectate. Tendința copiilor de a face lucrurile un pic diferit, oricum apare. Ar fi util să ne uităm și noi pe TikTok cu copiii, să vedem ce fel de conținut consumă, să stabilim un program de cenzură online în care să nu le apară anumite clipulețe? Sunt de părere că da, pentru că întotdeauna adultul trebuie să știe ce se întâmplă în online, să-și ghideze copilul, să-l învețe cum să se ferească de anumite lucruri și sigur că da, să-i arate la ce ar trebui să se uite sau nu. Dar sigur că da, în funcție și de vârstă trebuie să stabilim care ar fi conținuturile pe care copiii trebuie să le urmărească. Dar ceea ce este extrem de important este să setăm obiectivul sau care este scopul pentru care intrăm pe TikTok sau pe orice altă aplicație. Dacă intrăm ca să ne distrăm, trebuie să știm că distracția este limitată ca timp. Oricât de mult ne place, oricât de mult ne fură peisajul, noi trebuie să știm că dacă am stabilit că ne uităm o jumătate de oră, pe jumătate de oră trebuie să fie. La urma urmei, dacă ne gândim că mergem la o piesă de teatru și ne place atât de mult, trebuie să acceptăm faptul că la un moment dat ea se termină. Atât a fost plăcerea, atât a durat piesa. La fel se întâmplă și cu timpul de distracție setat acasă pentru aceste aplicații sau pentru orice film pe care vrem să-l vedem. Trebuie să știm că dacă am stabilit că vedem un episod, ne uităm doar la un episod. Și în felul acesta copilul învață să-și pună frâne, învață că trebuie să se bucure cumva cu limită și că dacă depășește acest timp, plăcerea nu va mai fi aceeași. Dacă ne uităm la un copil care joacă un joc pe calculator timp de 6-7 ore pe zi, constatăm că la finalul zilei va fi nervos. Pe lângă faptul că apare irascibilitatea, vom vedea că după câteva zile plăcerea lui de a juca acel joc scade și atunci devine din ce în ce mai nervos, nu ne mai înțelegem cu el și nici el nu înțelege de ce nu se mai bucură la fel de mult de acel joc. Doar că intră în acel în acea capcană de a repeta și de a se juca în continuu, deși nu mai atinge acel prag al plăcerii. Uite, acum cred că părinții au și altfel de instrumente cu care pot să vină la masa de negociere și să urmărească un comportament sănătos din partea copilului lor. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi și te aștept cu drag de fiecare dată. Cu drag.